Mulțumim mult, domnule președinte, pentru aceste mărturii. Și este o mare bucurie să fim împreună în acest duh al bucuriei Părintele Arsenie și aducem pe Părintele Iustinian să ne împărtășească aceste amintiri. Sunt multe etape ale vieții în care Părintele Iustinian a fost împreună cu Părintele Arsenie. Dar trebuie să amintim că Părintele Petronel Tănase a fost nașul de călugărie al Părintele Arsenie Papaciorul, unde? La Mănăstirea Antim. La Mănăstirea Antim, unde cel care l-a dus în monahism a fost Părintele Benedict Iuș. Deci, iată, cei care s-au regăsit apoi la rugul la prins. Părintele Iustinian, ne bucurăm că sunteți în această seară împreună cu noi, ați colindat toată țara cu această deosebită mărăturie despre părinții Arsenie Papacioc și Petronel Tănase. Îmi amintesc cu mare bucurie perioada din Grecia, după Revoluție, în 94-95, când împreună cu Părintele Petronel veneați la Mănăstirea Sfânta Teodora din Tesalonic. Era o bucurie deosebită și apoi, bineînțeles, pelerinajele noastre la Schitul Românesc Prodromul. Trebuie să spun un lucru așa cum încercam în început. Dacă Schitul Românesc Prodromul la Sfântul Munte Atos arată cum arată astăzi, atunci trebuie să spunem că lucrarea Martei a făcut-o Dumnezeu prin Părintele Iustinian Stoica, mâna dreaptă a Părintelui Petronel Tănase. Deci, autoritatea duhovnicească a Părintelui Petronel Tănase a avut ca braț administrativ pe Părintele Iustinian Stoica. Vă mulțumim că sunteți în această seară împreună cu noi, în Duhul acesta al Comuniunii, Părintele Arsenie, Părintele